Recuperarea lui Ninu, ce șansă și pentru acest Ninu. Și acum Surdu, putem beneficia de viteza lui Surdu, golgheterul Stelei Dinamicale. Șansă bună pentru Sechei, fața porții! Extraordinară ocazia, răspuns de acolo Stephen Craigan. Extraordinară și reacția tribunei în acest debut de meci. Steaua vrea să marcheze repede, vrea să scape de emoții. Încă o dată ocazia lui Bogdan Stancu, cel care în viziunea patronului în 3-4 ani va valora undeva la 30 de milioane de euro. Lovitură liberă pentru Steaua, cel mai important moment al primei reprize. Da, Grijelac pe jos, a încercat să surprindă din nou Grijelac. Onicaș, nu, Stancu, ci Bănel apare la finalizare, o minge norocoasă ajunsă la Bănel. Cu el a început faza, cu el se termină. Este zălovitură de la colț. Steaua pune presiune din nou pe Motherwell. Scoțienii sunt blocați în careul de 16 metri. 4 ocazii pentru echipa lui Bergodi. Încă o dată în care. Steaua! Este autogol. Însă cel care a forțat autogolul. 1-0 pentru Steaua. Dacă noi nu reușim să o băgăm în poartă, măcar să o facă ei. Iată, scoțienii. Sunt fair play, sunt fair play. Și nu sunt zgârciți deloc în această seară. 1-0 pentru Steaua. Au fost trimiși de clasamentul fair play aici. Și pentru că diferența de valoare era destul de clară, au ajutat la marcarea acestui gol. Goian pentru golul lui Craigan, capitanul celor de la Motherwell. Capitanul o trădează pe Motherwell, lovitura de cap a lui Goian și Craigan, în disperarea lui de a respinge această minge, face o prostie foarte mare. 1-0 pentru Steaua. Și va fi margine pentru Steaua. Foarte bine a insistat acolo Golanski, l-a obligat practic pe Paulsley să trimită în afara terenului de joc. Penalti, și penalti. Este penalti pentru Steaua. 1-0, autogol Craigan, celălalt capitan. Goian față în față cu portarul Rudi. Goian apără Rudi. A bătut previzibil maratonistul Stelei Bănel, care mingea spre careul lui Rudi. Grijelac, pasă bună. Bănel în față și gol! Steaua! Ca pe vremuri, Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță, ce înseamnă să lași mingea când trebuie. Pasa simplă a lui Grijelac și Bogdan Stancu, inteligent, cu o intuiție remarcabilă la această fază. Motherwell condusă cu 2-0 în Ghencea. Pe vremuri Pițurcă lăsa așa mingea pentru Ungureanu sau Lăcătuș. Steaua forțează, simte că mai poate să mai marcheze. Grijelac. Oh, nouă trecere spectaculoasă, centrarea Păuleanului. Gol! Steaua! Bogdan Stancu! Avem șansa din nou să vedem cum e să ne bucurăm pentru un succes, ceea ce nu ne-a ieșit în ligă. Două victorii în 24 de meciuri înseamnă extrem de puțin. Europa League ne oferă o șansă pentru Timișoara, pentru CFR Cluj, pentru Steaua, pentru Dinamo. Toate pot fi văzute în Europa League, în direct la Pro TV, în exclusivitate din această toamnă. O nouă competiție, un nou antrenor, o nouă echipă și, vă spuneam, un nou sponsor, Citibank, din acest sezon pentru Steaua. 800.000 de euro pe an, sumă maximă pentru Liga 1. 3-0, lovitură liberă pentru scoțieni și respinge Tătărușanu! Steaua încearcă să joace pentru public, însă desenează și pentru campionat. Bibișcov, excelentă mingea pentru Golanski, foarte bună pasa, Golanski, Bibișcov! Din nou Bibișcov rămâne la minge, ocazie de 4-0! Bulgarul însă se vede, nu este deocamdată pus la punct din ceea ce privește fizicul. Ocazie, bală! Toată lumea a așteptat mari transferuri de la Steaua, au fost mutări, însă cel mai mare pare să fie Bergodi.